Suntem încă la începutul anului 2018 și provocați de textul Scripturii care ne îndemna că Domnul Hristos le-a spus pilda aceasta că să le arate că trebuie să se roage necurmat și nu să nu se lase. Întrebarea care se naște în mintea noastră, de ce? De ce ar trebui să ne rugăm? Care este provocarea pentru noi? Uitându-ne puțin la noi, la Biserica Betania, trebuie să recunoaștem câteva lucruri și adevăruri. Faptul că noi suntem astăzi aici, e că cineva și-a dat viața pentru noi. Amin. Și acesta este Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Existăm ca și biserică, ne numim urmașii Domnului Iisus Hristos, turma pe care El o povățuiește, o sfătuiește și din înaltul celui Domnul din când în când ne mai spune câte ceva. Am uitat în primul rând, înainte ca să intru în subiectul predicii pe care Domnul mi l-a pus pe inimă, o să fie mai scurt în această seară datorită condițiilor sănătății mele. La cartea lui Daniel, capitolul 9, versetul 2. Acolo Biblia spune un adevăr frumos. În anul din tâi al domniei, și este vorba despre împăratul de atunci, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor pe care îl vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Și spune versetul următor, și mi-am întors fața spre Domnul ca să-L caut, cu rugăciune și ceruri, postind în sac și cenușă. Trecuseră 70 de ani. Dacă ne ducem în cartea profetului Ieremia, capitolul 25, versetul 11, acolo Domnul vorbește ceva despre poporul Israel și spune în felul următor: toată țara aceasta va fi o paragină, un pustiu, și neamul acestea vor fi supuse împăratului Babilonului timp de 70 de ani. Anii se duc, vine vremea când Daniel citește în cărțile acestea sfinte și pentru ca să se împlinească sfârșitul robiei, el intră în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, bazat pe promisiunea aceasta, 70 de ani. După 70 de ani, Dumnezeu aduce izbăvirea și poporul Israel se întoarce, sau poporul lui Iuda se întoarce în țara promisă. Frați și surori, dacă vă aduceți aminte, în luna noiembrie, Domnul vorbea bisericii noastre prin Duhul Sfânt de o vreme a cercetării, de o vreme și un început al lucrărilor Lui între noi, de modul în care El va lucra între noi, răspunzând unor întrebări în care se spunea despre niște vremuri. Ce ar trebui să facem noi ca și biserică în fața unor promisiuni pe care Dumnezeu le face? Și dacă învățăm din Scriptură, de la oamenii lui Dumnezeu, așa cum am privit spre Daniel, care atunci când a văzut o promisiune împlinindu-se, timpul era de împlinire, s-a întors spre Dumnezeu cu post, cu cereri, cu rugăciune. Așa trebuie să facem și noi. Dacă vom rămâne într-o expectativă sfântă, neimplicându-ne, stând undeva într-o poziție destul de relaxată și vom spune să vedem, probabil vom păți ca Iona, care s-a suit pe o ridicătură și a spus să vedem ce se va întâmpla cu cetatea Ninive. Și Domnul i-a dat o lecție acolo. Înțelept ar fi pentru noi toți, care suntem astăzi aici, să facem și noi ce a făcut omul acesta. Să începem să ne rugăm, să începem să cerem, să începem să postim, să ne apropiem de Domnul. Spunea Domnul prin câteva vase diferite despre planul de lucrare care îl are pentru biserica aceasta, și anume că va trimite Duhul Lui peste adunare, va trimite Duhul Sfânt peste generația tânără, Domnul va ridica poverile unora și va aduce noirea multora dintre noi.
Ce facem noi în fața acestor promisiuni? Cum trebuie privită lucrarea aceasta despre care așteptăm, dorim și vrem să se împlinească între noi? Lucrarea Duhului Sfânt, care nu este doar botezul cu Duhul Sfânt. Uitați-vă puțin la promisiunea pe care o face Ilie lui Elisei: dacă mă vei vedea, când voi fi luat de la tine, spune, lucrul acesta îți va fi dat. Ce cerea Elisei? Să vină o îndoită măsură. Dragii mei, nu putere, o îndoită măsură din Duhul tău. Adeseori noi când vedem lucrarea Duhului Sfânt, ne focalizăm și spunem putere. Lucrarea aceasta este mult mai vastă. Cuprinde o complexitate de lucruri și scopul ei este unul clar. Este de a pregăti mireasa pentru întâlnirea cu Domnul Hristos. Ei, în promisiunea aceasta aș vrea să privim puțin la ceea ce spunea Domnul Hristos în Ioan capitolul 7, versetul 37. Biblia ne vorbește despre o sărbătoare pe care o aveau iudeii și spune, praznicul cortului era aproape. Iar în urma, în ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Continuăm citirea. Cine crede în mine, din inima lui, vor curge râuri de apă vie, după cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care vrea să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Ei, când privim spre promisiunea lui Dumnezeu, spre făgăduințele lui Dumnezeu, înțelept ar fi să credem ceea ce spune Biblia, să o luăm ca și literă, ca și autoritate, ca și ceva care vine ca un imperativ pentru noi toți. Biserica Domnului trebuie să se bucure de lucrarea aceasta extraordinară pe care Domnul a lăsat-o bisericii. Este o promisiune despre care vorbește Vechiul Testament. Isaia, capitolul 35, vom citi doar primul verset, unde Domnul vorbea despre niște vremuri care are să vină. Pustiul și țara fără apă se vor bucura, pustietatea va înverzi, sau se va înveseli și va înflori, ca trandafirul. Și vorbește apoi despre binecuvântarea pe care Domnul o va da în viitor. Se amintea despre ucenici care atunci când s-au despărțit de Domnul și le-a spus să nu vă depărtați de la Ierusalim până nu veți primi o putere, spune că ei au plecat, făgăduința aceasta Tatălui, s-au dus în odaia de sus și în așteptarea făgăduințelor Domnului și-au dus cu ei câteva jocuri, nu? Nu știu dacă erau atunci jocurile pe care unii dintre noi le mai... Și așteptau o zi, două, trei, nu? Așa au făcut? Toți aceștia stăruiau un cuget înaintea Domnului și după 10 zile primesc marea binecuvântare, revărsare a Duhului lui Dumnezeu. Mesajul meu este așezat pe două sau pe doi piloni. În primul rând, dacă vrem să experimentăm ce Dumnezeu promite, trebuie să trecem la acțiune. Și acțiunea la care vă chemăm, dragi frați și surori, prieteni care sunteți cu noi, este să începem să ne rugăm. Să începem să ne rugăm, să ne apropiem de Domnul. Nu poate fi dat Duhul Sfânt și altfel? Găsim trei modalități prin care în biserica primară s-a primit Duhul Sfânt. Prima modalitate este cea din Fapte 2, când biserica spune că era la rugăciune și deodată a venit din cer, de la Domnul. În timp ce ei se rugau, în timp ce stăteau în rugăciune. Cealaltă modalitate pe care o găsim este casa lui Corneliu, în timp ce Petru predica cuvântul Domnului. Spune că Duhul lui Dumnezeu a venit peste casa lui Corneliu și au fost botezați cu Duhul Sfânt. Iar cea de-a treia metodă, dragii mei, pe care o găsim în Sfintele Scripturi, este Faptele Apostolilor, capitolul 8,
unde după ce Samaria a primit cuvântul, Evanghelia, în urma propovăduirii lui Filip, spune că de la Ierusalim a fost trimis cei doi apostoli care și-au pus mâinile peste frații care au crezut și au fost botezați cu Duhul Sfânt. De aceea, în fața promisiunilor lui Dumnezeu, e să ne apropiem cu credință, să începem să ne rugăm și să spunem, Doamne, lucrează între noi. Ce frumos ar fi să se dea Duhul Sfânt pentru unii în schimbul unor sume de bani. Și unii ar avea destui bani să plătească poate costul acesta. Unii își abrogă dreptul acesta de a da Duhul Sfânt. Vă spuneam experiența pe care am avut-o atunci când am fost ordinat în slujire. Spunea un coleg de-al meu, care l-am invitat la eveniment, spune, tu acum ai primit Duhul Sfânt, pentru că ceilalți l-au dat, că și-au pus mâinile peste tine. Ei, unii oameni înțeleg așa, dar Duhul Sfânt nu este la un om, nu este la cineva, o persoană, chiar fi el pus în, știu eu, în slujba unui papă de la Roma. Duhul Sfânt rămâne și aș vrea să creionez în câteva cuvinte ce este botezul cu Duhul Sfânt. Cum trebuie privit el? Mi-am scris aici câteva lucruri pe care aș vrea să le citesc. Botezul cu Duhul Sfânt este promisiunea Tatălui pe care o împlinește Domnul Iisus în momentul în care peste un credincios toarnă Duhul Sfânt împuternicindu-l pentru o viață creștină dinamică și împuternicindu-l pentru slujire. Deci Duhul Sfânt rămâne făgăduința Tatălui, dar cel ce toarnă este Domnul Iisus Hristos. Amin. Și eu mă rog, Doamne Iisuse, toarnă Duhul Tău peste Biserica Betanie. Amin. Am o întrebare. E cineva care vrea în zilele următoare să primească Duhul Sfânt? Pentru cei care am experimentat botezul cu Duhul Sfânt, vrem să gustăm din nou în plinătate, spunea fratele Daniel, despre ucenicii care au stăruit pentru plinătate? Dacă pornim de la premiza aceasta, dragii mei, promisiunea Domnului pentru noi va fi o certitudine. Am avut bucuria și experiența în anul trecut în lucrurile și slujirea pe care am făcut-o în diferite biserici din Europa, să privesc și am să amintesc două experiențe. Prima experiență era undeva din Spania, Campo de Criptano, în care o mare mulțime de tineri s-au apropiat și am slujit acolo stăruind cu toții ca Domnul să ne boteze cu Duhul Sfânt sau Domnul să boteze cu Duhul Sfânt. Și în acea seară în care erau foarte mulți slujitori, s-a dat o luptă pentru că a intrat în stăruință după Duhul Sfânt fără o pregătire în prealabil și aceasta o facem noi acum începând. E greu. Și Duhul Sfânt făcea o provocare și spunea că cheamă biserica la smerenie. Și dacă se vor smeri, Domnul va lucra în ziua aceea. Provocarea a fost să ne plecăm pe genunchi. Pe genunchi ne-am plecat 3 persoane. A fost o rugăciune de descărcare, de despovorare, de apropiere, de mărturisire. Și apoi am intrat efectiv în stăruință. Știți câți au primit Duhul Sfânt în seara aceea? 3. Pentru că erau mulți acolo care stăruiau. Dar Domnul este corect în matematica Lui. O altă experiență pe care am avut-o a fost să privesc cum Dumnezeu în îndurarea Lui și care este un tată pentru oricare dintre noi. La una din stăruințele dintr-o biserică a botezat un copil de 10 ani. Așa alege Dumnezeu să lucreze. Îmi doresc, dragii mei, să mergem pe latura aceasta a credinței, că Dumnezeu își va împlini făgăduința Lui pentru noi. Al doilea lucru pe care vreau să-l amintesc în această seară este ceea ce amintește Apostolul Pavel răspunzând la întrebarea de ce să stăruim după Duhul Sfânt. De ce să intrăm înaintea Domnului ca Domnul să-și desăvârșească lucrarea Lui între noi? Haideți să vedem puțin promisiunea pe care Domnul o face prin Apostolul Pavel și descrie o stare. Puțin o să fie mai greu, sper că nu o să fiți prea obosiți în seara aceasta ca să înțelegem aspectul acesta.
În Roman 7:25 sau 24, Pavel exclamă înaintea lui Dumnezeu una din trăirile lui: o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Nu o să amintesc ce este înainte. Spune versetul 25, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel, dar cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Mergem la primul verset din capitolul 8 și spune în felul următor: acum, dar, nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Iisus Hristos, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață m-a izbăvit de legea păcatului și a morții, căci lucru cu neputință legii. Și ne oprim. Ce face Duhul lui Dumnezeu? De ce e nevoie în Biserica lui Dumnezeu de Duhul Sfânt? Uitați-vă ce descrie Apostolul Pavel aici. Trei legi, neluate din fizică, neluate din viața pe care noi o trăim, ci luate undeva din legea totală, să spunem așa, pe care o prezintă, și anume, legea păcatului, legea Duhului de viață, 2, și legea dată prin Moise, 3. Ca eu să fiu izbăvit de trupul acela de moarte, de neputință, de ceea ce mă duce spre păcat, spre ispită. Pentru că odată ce Adam și Eva a păcătuit în grădina Edenului, în mod automat, neașteptat, involuntar, fără să controlăm noi, peste orice om a trecut legea morții și a păcatului. Și dacă luăm de la Adam și până în ziua noastră, nimeni n-a scăpat de păcat și de moarte. Și toți au trecut pe aici, excepție făcând cei ce au fost răpiți la Domnul. De ce? Pentru că o lege pe care n-a înțeles-o Adam și Eva în grădina Edenului era moartea, era păcatul care a venit ca un flagel peste noi și toți am păcătuit. Și spune Roman 3:23 că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și a trebuit să vină în lumea noastră cineva, Hristos, în persoana lui să-și aducă jertfa la Golgota. Și apoi să trimită peste noi legea Duhului de viață, adică Duhul Sfânt. Și peste oricine coboară Duhul lui Dumnezeu, legea morții și a păcatului este învinsă prin puterea lui Dumnezeu. De aceea biserica stăruiește după Duhul Sfânt, de aceea biserica se roagă, de aceea Dumnezeu ne-a dat Duhul Lui și noi începe viața din Dumnezeu. De aceea vă chem niciunul dintre noi să nu rămânem fără Duhul lui Dumnezeu. Pentru că au fost generații la rând, începând de la Moise până la Hristos, oameni care s-au supus legii date pe muntele Sinai și n-au putut, lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, adică păcatul din noi. Dar a venit Hristos și a adus legea Duhului de viață. Întrebare: e în tine Duhul lui Dumnezeu? Știți care este răspunsul, dragii mei? Răspunsul este: când ești în fața păcatului, îl biruiești? Ce fel de viață duc eu? Ce fel de slujire am eu? Dumnezeu nu ne dorește neapărat oameni morali. Dumnezeu ne dorește oameni sfinți, oameni care să-L slujim pe Dumnezeu, oameni care să avem în noi puterea. Spuneam că Duhul Sfânt, atunci când vine în viața unui credincios, îi dă o viață spirituală, dinamică. Un om care vrea să se roage, dorește să se roage, vrea să cânte, trimite bilet, e prezent, se implică, în el este ceva din Dumnezeu. Moartea dispare, apare viața. Acesta este Duhul lui Dumnezeu. Nu trebuie de aici să spun: fraților, rugați-vă, sau cineva să zică: fraților, apropiați-vă de Dumnezeu. Nu! În noi este ceva din Dumnezeu care mă determină să mă apropii și caut fața lui Dumnezeu. Spunea psalmistul: inima îmi zice, din partea ta caută fața mea și fața ta o caut, Doamne. Căci dragostea acelea unul singur care a murit pentru noi ne strânge. Nu e nevoie să spunem: fraților, marți e rugăciune. Pentru că într-un mod involuntar, aici în subconștient, ceva spune: du-te. E ceva în noi.
Știți care este marele beneficiu al nostru, a celor ce avem Duhul lui Dumnezeu? Versetul 11 din capitolul acesta spune felul următor: și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus Hristos dintre cei morți locuiește, nu e o amintire, nu e o zi însemnată undeva, nu e, știu eu, o cunună pe care o scoatem din când în când și spunem, o avem și noi. Spune, locuiește în voi. Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina slujbelor care se face la mormântare, nu? Din pricina cui? A Duhului care locuiește noi. Dumnezeu moare? Nu moare, este veșnic. Când vine noi Duhul Dumnezeu, cine vine? A treia persoană din Dumnezeu, dragii mei. Și nu vreau să intru mai mult de atât. În seara aceasta, nu uitați, oamenii când au avut un cuvânt din partea lui Dumnezeu, au căutat să se apropie în așa fel încât Dumnezeu să poată să lucreze. Amin. Al doilea lucru, de ce facem aceasta? Pentru că beneficiem de niște valori extraordinare. Se cita de dimineață și vreau să închei cu aceasta. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Amin? Așadar, intrăm în rugăciune. Sunteți gata să declarăm înaintea Domnului că ne smerim, că ne plecăm fruntea pe pământ și că îl implorăm să aibă milă de noi. Să aibă milă Domnul de Câmpia Turzii. Să aibă milă Domnul de copiii noștri răsfirați prin lumea aceasta întreagă. Și aici să se împlinească cuvântul Lui, să fie o scăldătoare și Dumnezeu să lucreze. Amin.